Atenție șoferii, străzile Victor Pop și Neagoe Basarab din Brașov vor fi închise circulației joi și vineri în intervalul orar 9-12. Mâine și poimine, stâlpii pe care au fost rețelele aeriene vor fi da jos. Drept urmare, suntem nevoiți să închidem între anumite ore cele două străzi pentru ca electrica să execute această lucrare. Străzile Victor Pop și Neagoe Basarab fiind închise, circulația va fi deviată pe strada Negoiu. Procedura de desemnare prin concurs a managerilor celor 6 unități sanitare pe care Consiliul Județean Brașov le are în subordine este în plină desfășurare. Astăzi, președintele Consiliului Județean Brașov, Adrian Veștea, a semnat contractul de management cu noul manager al Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii, Monica Săbăduș. Avem o procedură suspendată, cea de la Spitalul de Neuropsiatrie, și de asemenea avem două proceduri care sunt în derulare. Vorbim de Spitalul de Pneumo de la Stejeriș și de Spitalul de la Spitalul Clinic Județean. Din funcția de director financiar contabil, economistul Monica Săbăduș a fost manager interimar în cadrul aceluiași spital, iar acum, în urma concursului pe care l-a câștigat obținând media 9,49, a devenit manager definitiv. Lucrez la Spitalul de Copii de 18 ani. Pot să vă spun că am crescut în acest spital. Preiau cu încredere și cu speranță acest mandat. Cu încredere și cu speranță că cei care au fost alături de noi, Consiliul Județean, dumneavoastră, mă veți ajuta și vom vedea împreună ce pot face eu, împreună cu toți cei care sunt în spatele meu, o echipă de medici care pentru mine sunt extraordinari, o echipă de profesioniști care sunt în Consiliul Județean și care de fiecare dată când copiii noștri au avut nevoie, au venit și ne-au sprijinit. Tot astăzi, consiliile de administrație de la maternitate și de la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase au transmis președintelui Consiliului Județean procesele verbale ale comisiilor de concurs, precum și propunerile de numire în funcția de manager a doctorului Mircea Gabriel Preda, respectiv a doamnei doctor Ramona Ionescu, urmând ca în termen de 10 zile de la numire să se încheie și contractele de management. La distitorul optic venim cu codul de bare, da? Nu-l apropiem prea mult. Am reușit. Ceea ce am țiuit înseamnă că am procedat bine. Doar când se aude... În orașul Ghimbaf s-a făcut un nou pas către modernizare prin amplasarea unei ecoinsule informatizată și automatizată cu 5 compartimente de încărcare. Este vorba despre o ecostructură cu un aspect estetic plăcut, cu ajutorul căreia se poate face colectarea separată a deșeurilor și se află în zona căminului de locuințe sociale. Consiliul Local și Primăria, în primul rând, au decis ca Ghimbavul să devină cât mai ecologic, să responsabilizăm și să ne autoeducăm privind colectarea reciclabilă a deșeurilor și, bineînțeles, să scădem cantitățile pentru gunoiul menajer. După o vizită la fabrica care produce acest container, această ecoinsulă, am stabilit clar și imediat să achiziționăm ecoinsule. Fiecare cetățean va primi de la reprezentanții primăriei un card personal și toate tipurile de saci care formează setul complet pentru colectarea deșeurilor. Sacul are un cod de bare. Acesta se apropie de cititorul optic al ecoinsulei și se va deschide automat gura de încărcare, iar sacul cu deșeuri poate fi depozitat. E în regulă. Acum o să și respectăm. Dacă avem tot ce ne trebuie, saci, ne explică cum funcționează, e ok. Autoritățile locale au un plan să amplaseze la Ghimbaf și o ecoinsulă pentru copii. Avem un plan și acest lucru. Proiectul va porni la Deva. E inițiativa primarului de acolo, că a văzut că este un stimulent pentru copii să învățăm din clasele primare ce înseamnă colectarea selectivă și reciclarea deșeurilor. Ecoinsula are și un sistem de supraveghere video pentru a controla și recunoaște eventualele acte de vandalism. Autoritățile susțin că această ecoinsulă oferă libertatea cetățeanului pentru a colecta propriile sale deșeuri la orice oră, pe tot parcursul anului, inclusiv de sărbători. Președintele Consiliului Județean, Adrian Veștea, a adus lămuriri în cadrul conferinței de presă de astăzi cu privire la informațiile apărute pe tema rezultatelor misiunii de audit a Curții de Conturi desfășurată la Consiliul Județean Brașov pentru anul financiar 2017. În privința controlului, sumele estimate ca abateri financiar-contabile constatate pentru activitatea proprie din anul 2017 totalizează suma de 2.958.000 de lei. Aceste sume se referă la exactitatea și realitatea datelor reflectate în situațiile financiare.
Nu sunt, de fapt, decât niște corecții care trebuie aplicate. Nu este niciun fel de prejudiciu. Anumite sume trebuie trecute în bilanțul anului 2018. Practic, toate aceste lucruri s-au reglementat, unele dintre ele chiar în timpul controlului. Singurul, să zic așa, lucru care trebuie să-l mai remediem este o amendă de 5.000 de lei care este aplicată pe partea de urbanism unei persoane fizice care a decedat. Deci, practic, Consiliul Județean nu are niciun fel de prejudiciu, nu s-a constatat niciun fel de neregulă. Din contră, sunt o serie de lucruri care sunt foarte bine îmbunătățite și apreciate de instituția care ne verifică. În concluzie, la nivelul anului 2017, Consiliul Județean Brașov a încasat venituri totale de 322.809.000 de lei și a avut cheltuieli totale de 308.160.000 de lei. Inspectoratul Județean de Jandarmi Brașov a prezentat în cadrul unei conferințe de presă activitățile premergătoare cu ocazia aniversării celor 169 de ani de la înființarea Jandarmeriei Române. Evenimentul va avea loc pe data de 3 aprilie 2019. Sărbătoriți în punctul zero al României anul acesta și sub egida centenarului Jandarmeriei Ardelene, pentru că la 29 ianuarie 2019 s-au împlinit 100 de ani de la înființarea Jandarmeriei în Transilvania. Activitățile se vor desfășura la cetatea Făgăraș. Loc încărcat de istorie, cetatea nu a fost cucerită niciodată prin luptă. Tocmai din acest motiv, Inspectoratul de Jandarmi Județean Brașov a ales Țara Făgărașului pentru a marca Ziua Jandarmeriei Române. Întreaga comunitate din Făgăraș, brașovenii și turiștii doritori sunt așteptați să ia parte la acest moment emblematic. Festivalul Concurs de Muzică Populară pentru Tineri Interpreți, intitulat Flori în Țara Bârsei, aflat la cea de-a 12-a ediție, se va desfășura în perioada 23-24 martie în sala Centrului Cultural Reduta din Brașov. Membrii juriului vor fi realizatorul și prezentatorul TV Sergiu Vaida, soliștii Ovidiu Homorodean și Cornelia Radocea și profesorul Valentin Muntean de la Facultatea de Muzică a Universității Transilvania din Brașov. Președinta juriului va fi directoarea adjunctă la Institutul Național al Patrimoniului, Oana Gabriela Petrică. Anul acesta s-au înscris 50 de concurenți din toate zonele țării, sunt concurenți foarte valoroși, jumătate dintre ei sunt premiați la alte festivaluri de profil din țară și o mare parte dintre ei au participat recent la unul dintre cele mai prestigioase festivaluri din țară, la Lucreția Ciobanu, la Sibiu. La această ediție vor participa și concurenți din județul Vâlcea și Tulcea, înscriși pentru prima dată la acest festival. Pe data de 23 martie, spectacolul va începe de la ora 18 și intrarea va fi liberă, iar pe data de 24 martie va fi gala laureaților, eveniment ce va începe la ora 13, prețul unui bilet fiind de 10 lei. Premiile vor fi în valoare totală de aproximativ 5.200 de lei.